Suntem Cristi Petre și Ion Alexandru. Suntem onorați să fim alături de dumneavoastră în această seară memorabilă pe Arena Națională. Da, este un privilegiu într-adevăr să comentăm pe acești jucători magnifici care au scris istorie pentru fotbalul nostru, pentru România. Astăzi este despre ei, astăzi este despre performanță în sport, astăzi este despre generația de aur a României. Milano, campion în mai toate țările în care a fost și cu siguranță un om care a revoluționat fotbalul în mare parte în era în care l-a avut ca protagonist. Începe partida, bineînțeles. Naționala noastră este în echipamente galbene. În partea stângă pentru Ilie Dumitrescu. Ilie Dumitrescu către Hagi. Hagi! Că Hagi, trecere spectaculoasă, Hagi, este însă blocată. Optar prin excelență. Daniel Prodan, cunoscut ca Didi Prodan pentru toți cei. Moment pentru Daniel Prodan. Și pentru generații de aur, au pregătit o coreografie specială dedicată lui. Moment de reculegere în memoria lui Daniel Prodan. Didi Prodan rămâne în inimile fanilor și ale celor care te-au cunoscut. Hagi, lângă el Maicon, Hagi trage însă campionul mondial Dida. Iată, oprește jocul pentru Daniel Prodan. Transferul balonului, bună și accelerarea. O, intrare dură, dar sperăm ca totul să fie în regulă. E ridicat Karagounis. Da. Pregătit Rivaldo. Determinarea se vede pe chipul lui. O partidă amicală, o partidă în care se întâlnește cu prietenii, însă Rivaldo vrea neapărat să marcheze. Ajutăm de această dată în zi. Brazilia săracă a ajuns un superstar. Wow, oh, ce intervenție! Prună! Florin Prună! Într-adevăr, arată foarte bine în, a 30 de ani după campionatul mondial, da, din Statele Unite. Parcă n-au trecut ani peste el. Îl vedem cu siguranță în repriza a doua, în poarta Naționale României, apărată de Prună. Foarte multe goluri de-a lungul acelor ani. Hagi de la mare distanță. Dida însă prinde confortabil. Ne aducem aminte de golul memorabil reușit de Gică Hagi în tricoul lui Real Madrid de la mijlocul terenului. Da, sunt puțini fotbaliști care au jucat pentru cele două mari echipe ale Spaniei.
pentru Real Madrid și pentru Barcelona. Hagi este unul dintre aceștia. La o scurtă pauză de hidratare după 15 minute. Da, și de aceea această generație a reușit să ofere și un moment special. Oh, dar momentul special face Gică Hagi. Senzațional. Da, spuneam de acel moment special, un parfum care se numește chiar Pasadena 94 a fost lansat cu ocazia acestui eveniment. Încearcă să se joacă mondială offside. Offside Nuno Gomes. Offside. El într-o formă deosebită. Vrea VAR Nuno Gomes. 0-0 România World Stars. O pătrundere și bară. Vine Prodan Junior lângă el, pasă în spate la Rivaldo. Este primul gol al serii, marcat de brazilianul Rivaldo. Pare că își cere scuze pentru această reușită. Fostul superstar al celor de la FC Barcelona. Dar nu s-a supărat nimeni, pentru că în această seară celebrăm fotbalul. Fost un gol superb al lui Rivaldo. Din nou Rivaldo îl caută pe Maicon. Cine recuperează? Gică Hagi. Excepțional. Nu era una dintre calitățile sale principale. Toate meciurile vor fi la ProTV și Voio. Toate meciurile de la Campionatul European din 2024. The Game s-a făcut 2-0 pentru selecționata lumii. Acțiunea lui Karagunis, din nou Prune a reușit în prima fază să respingă, să nici nu a avut ce să facă la acest șut al lui Goran Pandev. Intră și Iulian Filipescu pe teren, a și Dan Petrescu. La echipa României a intrat și Adi Ilie în locul lui Dumitrescu și în continuare și el pe teren. Adrian Ilie trece spectaculos. Hagi centrează. Adrian Ilie, superbă, orchestrată de Gică Hagi și finalizată de Adrian Ilie. Superbă acțiunea lui Hagi, de aici a marcat împotriva Columbiei. Acum centrează. Da, nu a putut Gică Popescu să rea către poartă acea minge oferită superb de Gică Hagi, cei doi prieteni. Și din nou pauză de hidratare. Avem o nouă pauză de hidratare și un nou moment în care fanii aplaudă acest efort deosebit al oamenilor noștri. Hagi pătrunde. Hagi este blocat și va fi o lovitură de cross. Nu, Dida evită. Gică Popescu nu trage, desește pe Hagi! 1-1 cu Dida, însă Dida ne strică petrecerea până acum. Da, foarte bună acțiunea noastră, defensiva stelelor lumii. Este depășită la această pasă superbă. În spate pentru Panduru. Panduru! Basara Panduru pentru Saviola mai departe la Stoichkov. Bară! Dina Stoichkov, apără stelea! Portarii noștri au fost la înălțime în această seară. Arnold Stelea a închis poarta în fața lui Hristo Stoichkov. St-
Stoichkov are 59 de ani, e implicat în viața clubului pe care l-a reprezentat în prima parte a carierei, CSKA Sofia, unul dintre marii fotbaliști de pe continent în anii 90. Balon de aur, spuneam, pe vremea când îmbrăca tricoul Barcelonei. Miodrag Belodedic, Hagi, trecere superbă de Gökhan Inler. La marginea terenului. E clar că anii au trecut peste noi, adversarul e de mare calitate, un pic. Și avem ocazie, nu. Ocazie, aproape, da. O să vină și golul, poate, e penalti, nu? Cred că avem penalti, nu? S-ar putea să asistăm la penalti. Nu e rău. Deci, cred că o să egalăm și poate să și câștigăm, să vedem. S-a revărsat din tribune. Gică Hagi reușește să marcheze. Decarul de vis al generației de aur. Șutează puternic pe centru. Dania, am avut senzația că a băgat piciorul sub minge. A șutat puternic, n-a vrut să riște nimic. Și a reușit să înscrie. Bucuria sa va rămâne în istoria fotbalului românesc. Carandoa încearcă o verticalizare, dar nu iese. Ai noștri vor mai mult pentru că așa au vrut tot timpul. 2-2 nu-i destul. Echipei Stelei Lumii este pe brațul lui Paul Bodin. Gică Hagi cu o pasă luminoasă. Acolo este Dorinel Munteanu. Așteaptă pasă la Panduru. Centrarea lui Dorinel Munteanu. Și gol! Acțiune frumoasă, cât de liber era Costel Gâlcă, bine pentru noi. Lovitura de cap este impecabilă. Panduru, una dintre vedetele serii, cu un gol magnific în prima repriză. Aici Hagi schimbă fantastic direcția. Tot diagonală excepțională și Dorinel Munteanu, omul cu centrarea la gol. Totul pleacă de la pasa magică, din stângul magic al lui Gică Hagi, care a luminat jocul cu această deschidere a lui Dorinel Munteanu. Centrarea acestuia, ca la carte, Costel Gâlcă cu unul dintre foarte puține goluri cu capul din carieră. El avea într-adevăr multe calități, dar golurile cu capul i-au cam lipsit. Dă acum un gol cu capul, golul de 3-2 și iată, mai avem aproximativ un sfert de oră până la fin, 20 de metri probabil, până la finalul acestei partide în care fotbalul a fost pe același plan cu emoția. Atmosfera foarte frumoasă. Mă așteptam la așa ceva? Nu mă așteptam, dar știu că toată lumea ne iubește. Exact. Și n-a uitat nimeni, parcă ieri s-a întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat și a scos oamenii în stradă și a făcut din noapte zi. Gică Hagi, o noapte magică, din nou în tricoul galben, tricoul pe care l-a făcut celebru în toată lumea. Revedem o ultimă clipă de magie pe care Hagi a încercat-o. Și e moment de final. Moment de final pentru meciul dintre generația de aur a României și o echipă selecționată mondială, un jucător excepțional din istoria fotbalului. Victorie pentru România, o victorie în care au marcat Panduru, Hagi și Gâlcă. Am văzut pe teren jucători excepționali, am văzut pe teren jucători care au dat totul pentru acest tricou galben al României. Iată echipa. Prunea, Petrescu.
Popescu, Prodan Junior, Belodezic, Dorian Montano, Sabău, Lupescu, Cică Popescu, Ilie Dumitrescu, Radu Cioiu, Cică Hagi, Bogdan Stelea, Ștefan Preda, Marius Lăcătuș, Vire Moldovan, Adrian Ilie, Cică Mihali, Pațara Panduru, Ion Vlădoiu, Costel Zâncă, Corneliu Papuro, Vigri Stângă, Marian Ivan și Iulian Filipescu. Aplauze în picioare de la 50.000 de oameni de pe stadion, peste 50.000 de oameni pe stadion și cu siguranță milioane de oameni în România.